Ștefan Luchian, maestru incontestabil al pastelului, a realizat această lucrare cu puțină vreme înainte de a fi doborât de paralizie. Lorica, sau Laura Cocea, modelul din lucrare, a fost chiar nepoata pictorului, fiica unei verișoare primare, în casa căreia Luchian a locuit în ultimii săi ani de viață. Tânăra a fost muză pentru mai multe lucrări pictorului, care s-a stins la numai 48 de ani. Compoziția lucrării, poziția corpului puternic a plecat spre stânga, poziția mâinii, nefirească, parcă anunța ceva din aconia ce va urma să vină, dar și ceva din suferința zilelor din 1989. Spre deosebire de alte lucrări împușcate la Revoluție, care au fost grav avariate de numeroase gloanțe, aceasta a fost răpunsă de numai două, în zona superioară a brațelor. Dar chiar și cu aceste două stigmate, tabloul realizat în ulei pe pânză și intitulat Lorica cu crizanteme a străbătut un lung drum al vindecării. Procesul de restaurare a fost dificil și laborios. Pânza a fost refăcută, iar apoi a fost readusă la starea inițială prin chituiri, completări cromatice și ulterior prin vernisarea finală. Tabloul poate fi admirat astăzi în Galeria de Artă Românească Modernă, alături de alte lucrări ale pictorului, într-un parcurs expozițional ce cuprinde și alte picturi restaurate din acel sfârșit sângeros de ani.